Este vorba de un ansamblu statuar, va fi realizat din piatră, pentru că până la urmă ne numeam Canara, înainte de a ne numi poetul Ovidiu. E vorba de metamorfoza, de transformarea trupului uman, de metamorfoza poetului latin, tocmai pentru că ne numim Ovidiu, pentru că avem insula lui Ovidiu, lacul lui Ovidiu, pentru că suntem înfrățiți cu orașul Sulmâna, orașul unde s-a născut. Sigur că nu ne dorim să fie un... Deși suntem singuri din lume ce purtăm numele poetului latin, nu ne dorim să realizăm o a treia statuie în lume, este cea de la Sulmona unde s-a născut, este cea din Constanța, venim noi cu a treia, la celelalte două sunt identice, făcute de același autor, astăzi nu mai este în viață și nici nu ne-am fi dorit să o realizăm pe a treia, așa cum spuneam. Este vorba de, până la urmă, o viziune artistică a sculptorului Vlad Len. Este clar că te duce cu gândul spre metamorfoză, spre tema principală a poetului. Iată că metamorfoza, transformarea trupului uman în animale, în plante, metamorfoza pentru Ovidiu începe din zona inimii. Se văd mușchii, tendoanele, cum se transformă, lauri romani de pe cap. Din zona inimii, deci de pe mâna stângă, îi crește o aripă, aripa muzei, cu cealaltă mână, într-o mișcare asumată, cum spunea artistul, până la urmă își smulge o pană cu care scrie toga romană, de fapt îmbrăcămintea nu este toga romană, ci este pielea poetului latin. Este într-o poziție ușor și tristă și arogantă, așa cum de fapt până la urmă era poetul, trebuie să o spunem. Este și va fi un element de identitate locală, e clar că va intra în patrimoniul cultural al orașului Ovidiu. În această locație, sâmbătă pe 30 și duminică 1, vor avea loc spectacole dedicate zilelor orașului Ovidiu. Sâmbătă, festivalul Gabriel Cotabiță în Friends, să-i spunem, dar și concursul Elevii au Talent. Chiar aici. Chiar în această locație, pe scena pe scena de pe apă. Este primul an în care realizăm aici ziua orașului Ovidiu. Ne-am dorit să nu mai fie la șoseaua națională, la centrul cultural, tocmai pentru siguranța cetățenilor, dar până la urmă avem aici o resursă naturală, lacul, insula de care ar trebui să ne bucurăm. Așteptăm pe toți locuitorii orașului Ovidiu la un eveniment deosebit, spunem noi. Oamenii vor sta aici, da? Înțeleg. Oamenii vor sta în parc. Parcul este terasat pe trei nivele, așa că e o zonă naturală din care poți vedea respectivul spectacol. Spuneam și de ecrane. Vor fi amplasate și ecrane în zona parcului pentru cei care nu au vizibilitate foarte bună pentru scena de pe apă. Deci aici Cotabiță and Friends și folk acolo? Da, spectacolul de folk, ediția a doua, va fi în cealaltă locație, tot pe malul lacului, în zona debarcaterului, acolo unde va fi și focul de tabără, vineri seara, pe data de 29.